let's go crazy. Hai că v-am promis o plimbăreală în natură. Natura moartă. Da. Frumos la Monaco, corect. Pe barosăneală. Ne place cu Porsche, cu mai înainte era Land Rover, aici a stat o tanti pe Facebook cu motorul pornit, nu-i scumpă motorina. S-a poziționat cu fața acolo spre peisagistica asta extraordinară. Aici m-am șocat de numai, am intrat înăuntru, că am văzut că e fum, căldură. A ieșit omul de fapt la mine, m-a întrebat ce doriți, zic, ce aveți? De toate, zic, parfum. Dacă aveți de toate, zic, e bine, am văzut că are suc citru la 2 litri. O firmă consacrată. Pun mâna pe dânsa. Zic, cât e asta? Zice 8 lei. Când am văzut pe ce am pus mâna la 2 litri, zice, a, nu, aia e 16 lei. Bă, voi ați nebunit la cap, zic. Păi nu fac eu prețurile. Dar bine, mă, băiatul. Eu știu că tu nu faci prețurile, dar totuși, bă, las-o, dreacu. Că mai taie din ele, dă-le măsa în cur. Hai cu tati să vedem. Opulență românească pură, cum ne place nouă la tuturor, da? Suntem la granița dintre județul Maramureș și cu județul Satul Mare. Să fie bine, să nu fie rău. Să sperăm că va ține netul cu noi, că n-am mai interacționat pe aici live. Dar peisagistica extraordinară, da, prețul pe barosănă, deci nu mi-a venit să cred când am auzit, 16 lei 2 litri de citro. O, fi bun tare, probabil, de... Da, i-a dus de jos în sus, de la deal la vale, de la vale la deal, probabil, și de aia. Mai devreme, urcând la deal, am constatat că facem o mică paranteză vis-a-vis de noua legislație privind încorporarea, în ghilimele, a șoferilor tineri de la vârste de 18 ani. Am întâlnit unul care nu avea 18 ani mai devreme, matriculat în Maramu, din păcate, mi-a zâmbit șarman și cam atât. Ne-am întâlnit într-o serpentină din asta, aproape de 300 și ceva de grade. Eu încărcat bine editat pentru traseul respectiv. Dânsul nu știu, dar venea de la deal la vale și eu cum am învățat, parcă în situații de genul ăsta cum suntem și noi acum, eu cobor practic, deci legile fizicii spun cuvântul, deci eu nu trebuie să accelerez, trebuie doar să frânez, să o țin în frâne de motor, deci o fi relevant. Ăla care urcă are prioritate față de cel care coboară, pentru că a coborâi e mult mai blestea față de cel care urcă. Dacă mai ești încărcat, e oarecum logic, nu? Se pare că coleguțul respectiv a lipsit de la lecția cu pricina. Bă, dar s-a înghesuit, ne-am întâlnit la jumate.ro și nu a răspuns pe stație când l-am apostrofat. Am dat geamul jos și zic, dă-și tu o țără geamul jos. O dat geamul, a ieșit așa zâmbăreț la mine, dar n-a zis nimic a copilul. Zic, bă, eu așa am învățat la școală. Cel care coboară dă prioritate la cel care urcă, mai ales zic că sunt încărcat. Zic, ce facem aici dacă eu mai pot să urc? Bineînțeles că Ivanul a putut, nu-i problemă, dar de ce să ne forțăm? De ce să facem rahatul praf? De acolo prevenție, de acolo de ce să ne grăbim? Unde dracu ne grăbim? Și uite așa nebunia lui Salam. Și bineînțeles că o trebuie să dea bătrânul Badea înapoi, să facem loc la tineret, că na, tineretul are prioritate. Că el nu s-a sinchisit să dea în spate, că na, cum să dea cu spatele la deal, cum ar veni vorba, nu? Eu, dând cu spatele, practic mergeam la vale. O să zică unii și alții. Așa. Așa că, iau ce frumusețe. Ce frumos! Deci ce frumos e drumul curat. Zăpada aia așa ninsă peste meleagurile noastre tulburătoare. Ai frumoasă țara asta, e frumoasă rău, dacă ar fi și
întreținută la adevărata evaluare ar fi cea mai trăsne din lume. Și străinii știu asta, de aia nu vor să ajungem în stadiul ăla, că ei știu potențialul țării noastre din toate punctele de vedere, începând cu cea mai mică resursă, terminând cu relieful țării și cu toate nebuniile. Și apoi na, de-aia am zis că bă, poate ar fi mai bine să o dăm la niște străini, să o dăm, că așa-i dată, dar să o dăm de tot, oficial, poate ne-o fac ei, că ai noștri în afară să fure ce pot, să facă datorii, grupa mare. Nu prea am văzut nimic interesant. Uite aici o groapă în asfalt. Eu chiar n-am văzut nimic interesant. Și apoi na, dimineața mergând încolo spre Sighet, m-a depășit un deștept de Belgia, un belgian, cu un Volkswagen de la, îmi scapă acum cum îi spune, Amarok, Jeep. S-a gândit el să mă depășească pe linie continuă și într-o curbă din asta. Bă, și dacă n-a derapat omul, la limită a fost. La limită să nu se ducă de-a berbeleacul. Ia uitați ce frumos se vede în zare. Culburător. Și îmi venea să-l întreb, dar n-avea stație să-l întreb. Na, dacă te prășteai pe aici, pe coclaurile astea, cu ce te ajuta? Că te-ai grăbit a proasta. N-ai putut să aștepți o linie dreaptă, să vezi și tu cum trebuie să... N-au nicio treabă, bă, frate. Toată lumea e pe viteză, pe repede înainte. Da, tu mă întreb, unde naiba se grăbește lumea? În halul în care se grăbesc toți. Și apoi, aici în partea asta, partea de nord, nord-vest a României, de ne învecinăm cu Slava, Slava în sus și în jos, Izaura, ăia de nu mai pot de dragul nostru și ne iubesc de nu mai iasă tot din trânsii. Nu prea am văzut dezvoltare, vorba aia, ca să înțelegem și noi de pe unde dita mai conacile, vorba aia, la niște unii o grămadă. În niște locații unde nu vezi sâpenie de om sau o fabrică, vreo ceva, să zici, bă, are o logică oarecum. Nimeni, nimic. Și atunci, stând de vorbă cu niște prieteni de-ai mei, îi schimbăm numele, cui să-i schimbăm numele? Așa. Discutăm cu un amic de-a meu, am ajuns la discuția despre bugetari, bineînțeles. Și faptul că într-adevăr s-a mărit numărul de bugetari de-a lungul ultimilor 2 ani cel puțin, să nu zicem mai mult. Și cred că proporția sau raportul dintre mediul privat și bugetari este 50-50. Sau cum au zis, ne-a mărit miliardar, 51 pentru noi. Ceva de genul. Am impresia că se pregătesc băieții de alegeri și n-au nevoie de voturi. Păi e cam clară treaba. Ne apropiem de huta certeze, un fel de certeze mai light. Pentru cei care nu au fost prin zonă, ia uite, ce dita mai casa asta turcoaz era părăsită. Și pe aici mai vezi câte una alta din asta. Dar se înceapă nebunie aici, lui Salam. Construcții colosale. De la niște oameni gospodari, mic de obiectat, care
chinuie zilele pe afară. Ia uite și aici. Agroturism, ter de lemn, mă, posibil, ba, de nu știu ce să zic, dar eu n-am văzut nimica dezvoltare, efectiv nicio, ca să poți să înțelegi și tu de unde e vorba aia. Păi chiar toată lumea, nu știu ce să zic, că n-am văzut nici camioane de lemne. Or fi fost toate la muncă, da. Trebuie în Huta Certeze. Ia uite, numai case cu două etaje. Toată lumea trebuie să aibă o grămadă de etaje. Și cel mai interesant e seara, noaptea, când ajungi în zonă și vezi că nu e niciun opaiț pe la multe din ei, multe tare, care au fost mai înstăriți și au vrut să pară mai interesant și au pus lumini ambientale cu senzor, cu dragi de amează, cu ce ori fi pe acolo, ca să pară că e cineva. Dar să vede intrarea la casă, că nu-i pășit proaspăt pe acolo. Da, na. Pentru că nu-i nimeni. Nimeni absolut. Ia uite și aici. Unele sunt în construcții. Eu tot aia stau și mă minunez și mă gândesc. La ce drag să-ți faci așa ceva? Dacă nu locuiești în ele, decât o dată pe an. Pentru o dată pe an, cred că ai putea să-ți închiriezi un penthouse. Bă, te miri unde? Da, bă, dar nu o să ai nimica să-ți rămână. Degeaba îți rămâne, că dacă un an de zile nu stai în ea, să strică, drag. Mergând încolo spre Sighet, am văzut o casă cu geamurile înghețate dimineață. Ce efectiv înghețate. Păi aia, dacă sunt înghețate geamurile, e clar, căldură nu într-un ioc. De niciun fel. Oare o fi bine? Trebuie și eu pentru niște preci. Ce se întrevede pe aici, au de dita mai biserica, dar asta e din aia de frați, cred că. Uite, toate casele au două etaje, majoritate. Uite, aici spune etaj. Arhitectura, așa, e cam aceeași. Dar în Certeze, acolo e delirium tremens, inclusiv acoperișurile caselor, e tulburătoare, deci au niște forme, nu știu de unde le-au luat, ca model, se pare că le-a plăcut la tuturor, ca și aici, aici toți sunt două ape, majoritatea, acoperișurile, în Certeze, e altfel, ce aud? Aici colea câte o mașină. Dar se vede, bă, oameni buni, de la distanță se vede că nu sunt locuite. Uite, unde e zăpadă în curte, nu sunt nici urme de picioare, vorba aia. Plus că se vede la geamuri, la uși, la toate alea. Vezi, acum pe cameră nu se vede așa de bine, că na, e mai micuț vizual vorbind, da. Ochiul liber, na, pregătiți-vă că intrăm în opulența românească, Certeze. Aici așa e mai aproape de Huta. Și de-aia, probabil, na, și aici încep. Pe stânga avem prima construcție, care încă e în construcție, cu niște forme ciudate de acoperișuri. De unde s-or... Ia
Ia uite, și de aici începe nebunia. Nu știu unde e casa aia care au filmat-o aia la ProTV cu lift, că tot mă uit după ea, dar nu o găsesc. Nu știu dacă e la drumul mare vorba aia. Aia a fost durere. Pui lift la casă cu două etaje, că na. Da, dacă ai persoane cu dizabilități, e de înțeles, sau aș putea să înțeleg fără probleme. Dacă nu, opulență maximă. Ia uite, de acoperișurile alea, așa, semi-ovale, semi, nu știu cum să le zic. E plin. Multă sănătate și vouă și tuturor. La tuturor, dragilor, vă doresc tot bine din lume. Pe mine mă întristează când văd, ar trebui să mă bucure când văd progresul ăsta românesc, dar mă întristează pentru faptul că-s goale. Și oamenii sunt plecați în țările calde ca să poată și le facă și după aia să le întrețină. Că, atenție, astea nu sunt făcute de anul trecut. Sunt făcute de ceva vreme, când prețurile la energie nu erau în halul în care sunt. Ia uite aici, hai de mine, deci pe stânga asta și-au făcut bazoreliefuri și tot felul de minuni. Da. De unii i-a enervat banii la greu. Da, așa e la noi, opulența asta, grozăvie. Și, cum am zis, prețurile la energie nu erau ca în zilele noastre, din prezent. Ia uite ce, trei etaje, să fie bine, să nu fie rău, pe dreapta. Da, și mă gândesc, oare câți membri are o familie care locuiește într-o casă din asta cu trei etaje? Cât să și fie. Uite aici, pălăriile, cât casa, tot pe dreapta au fost, la o casă încă în construcție. Acum se încălzește așa o casă, nici nu vreau să mă gândesc. Deci, nici nu vreau să mă gândesc. Hai că înainte, când erau prețurile mai omenești, să zicem că se merita. Dar în prezent, păi de capul meu. Vai de capul meu. Curent și alte cele. Te ferească bunul Dumnezeu. Na, uite, sunt o grămadă începute, neterminate. Na, mai trebuie să mai strângi. Mai ales că nu s-a scumpit doar energia. S-au scumpit toate, frate, materiale de construcții și toate nebunile. Na, cum vi se pare, încerteze. Deci, după cum vedeți, nu prea sunt mașini la casele oameni. Aici colea câte una, două. Deci la așa dita mai casă te aștept să vezi și mașină, o mașină cel puțin. Dar nu sunt, pentru că sunt plecați oamenii cu ele. De aia nu sunt. Nu că n-ar avea oamenii mașini. Și uite, așa îți dai seama de cum se duce dracul demografic România. Că se duce dracul, ăsta e adevărul. Faci dita mai conacu, nu poți să-l întreții și după aia pleci în țările calde și fii odată pară. Minunat. După aia se întâlnesc aici certezenii, aici la colț de rai, aici, uite, acolo sus, în deal, dita mai casa de rugăciuni, era să zic, de events din asta, cum le zice, de evenimente. Aici, așa. Colț de rai, spune. Aici vii și fac o chermeză de tămâța în coadă, vine ProTV-ul, filmează și toate latrinele și mai știu eu care cum. Și laser face, face o știre senzațională din chestia asta, că au venit românii din Franța. Și aia e. Și cam atât. Sau că cam atât. Filmează Negrești oaș. Care nu se compară cu certezi, dar na. Și aici sunt oameni înstăriți, să zicem așa.
Dar e altceva, e un pic mai altfel. Se vede, se văd diferențele. Ia uite, stațiune turistică de interes local. Așa scrie la intrare. Deci vedeți că se observă diferențele. Îți dai seama imediat că nu mai e certeze, că s-a schimbat arhitectura. Aici colea, uite, mai e un influență aici, așa pe stânga. Da, na, zici că ai pășit în altă lume. Și apoi, ce să mai zic? Dacă vă gândiți cumva că s-au făcut oamenii pensiuni, probabil s-au fi făcut pensiuni. Nu știu câți turiști sunt pe aici, așa, că ar trebui să vezi mașinile turiștilor. Tot ca un exemplu. Simplu. Așa, păi am trecut în mai multe perioade ale anului prin zonele respective și cam aceeași stare de spirit am văzut-o. Așa că ce să mai zic, fraților? Aia e, merem înainte cu Dumnezeu, înainte cum o zis ăla, că n-avem ce să facem. Așteptăm următoarele alegeri. Să fie bine, să nu fie rău. Și vom vedea noi ce o face, cum o face. Opa, așa. Opa, așa. Teoretic, negrește oraș. Aici mai vezi animație, oameni, e altceva. Dar diferă de la cer la pământ față de certeze, grupa mare. Cam asta e, dragilor. Am vrut așa să vă arăt că am făcut mai de mult, de asta vară, dacă nu mă înșel, am niște filmări care n-am mai reușit să le pun nicări. Și apoi cam aia e toată treaba. Numai bine vă doresc, dragilor, și ca de obicei rău la nimeni. Ciusii.